Bună seara, prieteni! Bun găsit la ultima ediție din acest an a emisiunii Un Pont pe Zi. Sunt Dan Băr, alături de mine este Sabin Pârvan. Salut, Sabin! Salut, Dan, salut, parieri! Și Alex Ghiurcău din Stoke, Marea Britanie. Salut, Alex! Bună seara, Dan, bună seara, Sabin și telespectatorilor noștri! Trebuie să începem prin a le mulțumi tuturor pentru sprijinul pe care ni l-au acordat în realizarea acestei emisiuni. Timp de 120-130 de emisiuni deja s-au strâns la B1 TV aici cu Un Pont pe Zi. Am început în luna iunie cu ocazia campionatului european și iată, ne oprim înaintea Crăciunului. Ocazie pentru a ne trage un pic sufletul, pentru că nici nu sunt foarte multe meciuri în perioada asta, dar e și timpul să ne odihnim puțin. Vom reveni însă pe 6 ianuarie. 6 ianuarie este vineri, vom reveni înaintea weekendului, așa că o să ne pregătim cu ponturi, cu idei noi, cu forțe proaspete și vom veni din nou aici în fața noastră. Țin să le mulțumesc tuturor colegilor de la Pariuri 1x2.ro, care ne-au ajutat de-a lungul timpului, dar și celor de la B1 TV, întregii echipe tehnice și tuturor producătorilor, cameramanilor și așa mai departe, care ne-au ajutat și au fost efectiv un sprijin pentru emisiunea noastră. Ei bine, prieteni, cei care ne-au urmărit au văzut că emisiunea noastră este una fructuoasă, o emisiune din care mereu avem ce câștiga. Mereu rezultatele au fost la înălțime și asta se datorează acestei întregi echipe. Și rezultatele de ieri au fost excepționale, 15 din cele 20 de pronosticuri au fost corecte, asta înseamnă un procentaj de 75%, un procentaj absolut minunat. Dacă o să căutați, și chiar vă sfătuiesc să căutați pe Google, să aflați care este procentajul celor mai mari tipsteri din lume, celor mai buni tipsteri din lume, o să vedeți că pe aici este, pe la 65-75%. E bine, noi am încercat mereu să stăm în zona asta și am reușit. Sabin, haideți să vedem un pic ce am prins din meciurile de ieri. Am avut pronosticuri câștigătoare din campionate precum cel al Scoției, cote de 1.80 la Dundee cu Hearts 1x, Motherwell cu Aberdeen peste 2.5 goluri, o cote de 1.81. Am pariat și în Portugalia, au fost două ponturi, Setúbal Tondela peste 1.5 și Aruca Guimarães și X2 și 0.3 goluri în meci. Bine, această partidă este în desfășurare încă. Din okay. Australia, la Brisbane cu Wanderers, două ponturi corecte. Am ajuns până și în Italia, ligi inferioare. A fost una peste alta, a fost bine. Din nou NBA-ul ne-a adus pe plus, la fel ca și hockey-ul de această dată. Foarte bine. Bun. Pentru început, prieteni, haideți să vorbim un pic despre meciul zilei Unibet, așa cum ne-am obișnuit. Încercăm să alegem un meci în fiecare seară, să încercăm să-l descifrăm cât mai bine și să oferim un pronostic, dacă se poate, 100% corect de fiecare dată. Așadar, meciul zilei Unibet. Vom vorbi despre partida Chelsea-Bournemouth și vom discuta împreună cu Alex Ghiurcău, prietenul și colegul nostru care locuiește chiar în Anglia. El urmărește de la fața locului. Alex, cum e acum înainte de sărbători? E acest Boxing Day. Se întâmplă ceva special? Dane, în sensul strict sportiv și fotbalistic, nu, pentru că aici patima și iubirea față de fotbal este la fel de puternică în fiecare zi anului, în fiecare lună. Tot ce este deosebit este atmosfera de pe stadion, pentru că oamenii vin cu familiile la meci după ce au trecut și au făcut acte de caritate în această zi de Boxing Day, în care săracii sunt ajutați de oamenii mai norocoși. Deci chiar se întâmplă acest lucru. Este un gest, da, este un gest care își are istoricul acum vreo 800 de ani, când bogații, practic, contribuiau la bunăstarea oamenilor mai puțin favorizați în această zi, a doua zi de Crăciun, pe 26, când avem și o sumedenie de meciuri bune de pariat. Și uite, avem acest Chelsea bogații și Bournemouth săracii. interesantă analogie, da. E un meci care are o importanță mai mare decât ar părea la prima vedere, pentru că Chelsea aleargă după un record extraordinar. Au 11 victorii la rând în momentul acesta și este un record egalat al clubului. Dar dacă vor mai reuși încă 4, vor deveni echipa din Premier League care a avut cele mai multe victorii la rând în istoria acestei întreceri, ceea ce ar fi într-adevăr extraordinar. Mă miră foarte mult cota asta de 1.40 pe care o are Chelsea. E mare, nu-i așa? Da, e mare și periculoasă, spune.
Tocmai de aceea nici nu m-aș fi gândit neapărat să pariem pe victorie. Ori singura variantă pe care o văd la victoria ar fi ori un handicap, adică să vedem o prestație foarte bună a lui Chelsea, în care să-și domine adversarul, să nu lase foarte multe ocazii. Dar cred că avem variante mai bune decât aceasta. Am înțeles. Diego Costa și în Kanté, deci în golul Kanté, Costa exact, care a marcat mai bine de o treime din golurile lui Chelsea. Deci cam de acolo se trage. Și Kanté care e bine, face și faza defensivă la nevoie, dar furnizează o mulțime de baloane utile lui Costa. Vreau să-l întreb pe Alex, este posibil ca Antonio Conte să... Bine, va juca Batshuayi acum vârf, are un singur gol. Exact, asta vreau să zic și eu, da, Belgianul va fi. E o dezamăgire până la urma urmei, se discută chiar de un împrumut al jucătorului la Everton sau la alte echipe care l-ar dori, echipe importante, dar e posibil ca Antonio Conte să schimbe sistemul de joc, cel se joacă 4-2-3-1, dar de această dată încercând să-l ajute pe Batshuayi, un atacant mai puțin, pregătit de a marca meci de meci, să urce mai mult pe flancuri și să le ceară flancurilor Hazard și Willian ceva mai mult, să primească sarcini ofensive ceva mai clare. Deci va juca Chelsea într-un 3-4-3? Cel mai probabil așa va fi. Bine, sistemul tactic al lui Conte e foarte fluid, e foarte greu să-ți dai seama și să pui degetul pe el, să zici, da, ăsta e sistemul cu tare, 4-4-2, 3-4-3, pentru că jucătorii se mișcă foarte, foarte mult pe teren. Au 3 stopper, vor avea probabil 3 stopper din ce am citit, iar asta într-adevăr se face prin un 3-4-3. Dar nu cred că Batshuayi va fi problema lui Chelsea, pentru că el, deși a jucat puține minute, cam de fiecare când a intrat a avut un impact asupra meciului. Sigur, nu e Diego Costa, nu e golgherul care ți-a adus jumătate din golurile de până acum, dar susținut cum trebuie de Pedro, de Hazard, de băieții cu driblingul, dacă îi vei oferi ocazii, Batshuayi va marca. Nu cred că asta este problema și nici nu cred că Conte își pune mari, mari probleme legate de asta. Sabin, hai să vedem ce cote avem pentru gol Batshuayi. Noi am ales varianta 1 și Batshuayi marchează, cota 2.45. Da. Chelsea marchează în ambele reprize la o cotă de 2.07 și excelent, Chelsea... excelent ăsta. Ok. Și Chelsea cu handicap minus 1.5 dar pe cornere, cota 1.79. Adică să aibă cel puțin două cornere mai mult decât două cornere mai mult, da. E de așteptat să fie așa, pentru că deși Chelsea nu e o echipă care să producă foarte multe cornere, Conte joacă precaut, dacă el n-are nevoie să atace, nu va ataca, automat nu ies cornere. Dar Bournemouth nu cred că va ieși la joc, sincer. Este încă o echipă la un nivel inferior lui Chelsea. Toată lumea își dă seama de asta, inclusiv Eddie Howe, antrenorul lor. Și vom vedea o echipă oaspete stând pe două linii, iar Chelsea va căuta golul. În funcție de cât de târziu îl va marca, cu atât mai multe cornere s-ar putea să vedem. Deci stau în picioare foarte bine aceste două puncturi, și cel cu golurile marcate de Chelsea și cel cu cornerele. Golurile marcate de Chelsea, o cotă foarte bună, 2.07, dar din nou mare și la fel cum a zis și Dan, ne atrage atenția treaba asta, pentru că nu este o cotă favorită. Iar asta pur și simplu pentru că Bournemouth va face un joc defensiv cât mai exact și nu excludem să se intre cu un scor mic în pauză. Dar eu sincer cred că Chelsea va reuși să marcheze și se mai întâmplă ceva. În asemenea partide când vedeta echipei lipsește, există o emulație în cadrul lotului, există o dorință mai mare de a arăta că se poate și fără el. Iar dacă jocul de echipă al lui Chelsea, care a fost excelent până acum, va funcționa, nu se va pune problema absenței vreunui atacant, pentru că va avea cine să finalizeze fazele. Mai ales în fața lui Bournemouth, care, să fim serioși, este un adversar accesibil pentru Chelsea. Evident, mergem pe victoria formației gazdă. Nu ne îndoim de faptul că este favorită, chiar dacă cotele sunt un pic ciudate. Cine știe, poate o să fie chiar în avantajul nostru această absența lui Costa, care a crescut cu cota gazdelor, de care noi putem profita, pentru că admitere a fost 1.25 sau... Exact, exact. Bun, o variantă mai prudentă, așa, 1.03 goluri, eu aș merge pe toate celelalte variante propuse în emisiune, dar mai avem câteva meciuri în Premier League și vă propun, prieteni, să facem o incursiune și prin restul etapei. Arsenal primește vizita celor de la West Brom și... cred că Arsenal nu va călca strâmb de 3 ori la rând. Ce părere ai, Alex? Da, nici eu nu cred că West Bromwich le va pune atât de mari probleme, dar este un scenariu similar ca cel la meciul lui Chelsea, între o echipă clar favorită care are o cotă prea mică pentru a fi jucată cu bani mulți
și o echipă care va veni să se apere de partea cealaltă. West Bromwich este una dintre cele mai defensive formații atunci când joacă în deplasare în Premier League. Din nou, mingea va fi tot timpul la elevii lui Wenger și am găsit o cotă foarte interesantă la acest meci care măcar oferă valoare. Toată lumea crede că Arsenal va câștiga clar și eu cred asta, dar cota de 1.20 nu oferă nicio valoare. Însă am găsit la cotă 2.90 Arsenal să câștige ambele reprize. Ceea ce iarăși este realist pentru că Arsenal nu are probleme deloc. Vor fi pe teren toate vedetele, Ozil, Alexis sunt acolo gata să înscrie. Și o variantă simplificată la pariul tău, Alex, care mi se pare foarte interesant. Gol în ambele reprize, nu contează cine îl marchează, important este să marcheze în ambele reprize, 1.53. 1.53, destul foarte bună pentru combinații, pentru bilete. Nu mă bazez însă pe un gol al lui West Bromwich, sincer să fiu, pentru că această echipă a avut o perioadă foarte bună, dar acum începe să cadă în clasament un pic și arată adevărata valoare, practic. Undeva pe la mijlocul clasamentului în Anglia, așa cum s-a văzut și etapa trecută cu Manchester United, când n-a avut nicio șansă la punct, practic, de când a început meciul, a fost clar că United va fi peste și va pleca acasă cu punctele. A fost 2-0, da. Putem să vedem ceva similar și la Arsenal. Ok. Bun, mergem mai departe, următoarea întâlnire, Burnley-Middlesbrough. Aici este un duel al suferinței despre care am citit foarte mult, am încercat să strâng cât mai multe informații pentru cititorii și pentru urmăritorii noștri. Iar concluzia la care am ajuns e că nu văd cum vor marca aceste două echipe prea multe goluri. Burnley are acest talent de a juca acasă mult mai bine decât o face în deplasare. Este o mobilizare generală și Burnley joacă acel stil britanic tipic, cu minge lungă pe vârf, respingeri din fața careului, fără floricele, fără nimic de genul. Eu îl văd ca un meci de uzură în care se poate intra cu un 0-0 la pauză. Middlesbrough cu un punct în deplasare, eu zic că poate fi mulțumită, chiar dacă Burnley este mai modestă. Să încercăm un X-olist aici, Alex? Sincer să fiu, este meciul cel mai bun pentru acest tip de pariu, pentru X final. Mergem, 3-30, excelentă. Mergem din nou la Chelsea cu Bournemouth și mai încercăm un pariu. Arsenal să nu aibă mai mult de 3 goluri, de 3 cornere, pardon, în plus peste adversar. Mă rog, nu neapărat trebuie să urmați toate sugestiile pe care vi le prezentăm. E doar o idee. 1.51. Leicester joacă pe teren propriu cu Everton. Gata, s-a terminat, Alex, perioada nefastă cu odată cu încheierea sezonului de toamnă din Champions League pentru Leicester? Nu, nici pe departe. Leicester are probleme mai mari decât parcursul din Champions League. Ba chiar eu aș crede că toată aventura din Champions League mai mult a ajutat moralul și jocul echipei decât dacă nu ar fi fost acele meciuri. E o idee foarte interesantă. Chiar sunt curios, ai citit undeva asta? Ai preluat-o de undeva sau e părerea ta personală? Nu, este o concluzie cumva previzibilă. Anul trecut, după ce Leicester a luat titlul, evident, scepticii care au zis tot sezonul că Leicester nu va câștiga, au zis, domne, sezonul viitor Leicester va fi jos, poate chiar va retrograda. Ei nu sunt departe de adevăr. Echipa nu mai are aceeași dorință, aceeași dorință de luptă pe teren. Mahrez e cumva la jumătate din potențialul din sezonul trecut, Vardy nu mai marchează. Acele mici pete de culoare din echipă care făceau diferența anul trecut nu mai sunt acum. Iar Ranieri are o misiune grea în a scoate mai mult decât a scos deja din această echipă. Marchează ambele? Da, în 5 din ultimele 6 meciuri directe ambele echipe au marcat între Leicester și Everton și cred că acest GG este recomandat și acum pentru că ambele au atacuri promițătoare, dar și defensive cu probleme. Bun, Sabin, Manchester United Sunderland. Da, e momentul revenirii lui United, pare că s-a produs deja, diavolul vin după 3 victorii legate. Echipa funcționează bine, spuneam noi și Mkhitaryan a intrat în ritmul impus de foarte de bine a intrat Mkhitaryan. Da, da, și primește vizita lui Sunderland, o formație care a avut așa o serie de străfulgerări, ca să spun, acum câteva runde. Bine, și cu Watford a fost o victorie, dar acasă. În schimb, am văzut-o în alte partide, precum deplasarea la Swansea, în care s-a făcut de râs. De data asta, pe Old Trafford, nu văd cum ar putea obține ceva. Noi mizăm pe o victorie clară a gazelor, cu handicap minus 1,5, deci o victorie a lui United la cel puțin 2 goluri diferențe. Alex, aș vrea să subliniez ceva, sunt total de acord cu Sabine, este un pariu logic și la o cotă foarte bună. Eu cred că Sunderland nu va marca la United una la mână pentru că echipele lui Mourinho nu primesc gol de obicei cu un asemenea adversar care vine să joace cu un singur vârf, la fel apărare sub aglomerată. Mourinho știe să-și cabreze echipa cât să fie suficient de concentrată să nu primească gol. Bun. Iar doi la mână, Moyes revine pe Old Trafford, fostul antrenor, iar
pentru toată suflarea lui Manchester United ar fi rău ca Moyes să plece cu un punct de acolo, așa că se va face totul pentru o victorie simplă. O să încercăm să mergem mult mai repede pentru restul meciurilor. 2-3 minute până vom termina Premier League. Swansea joacă cu West Ham. Sabin. Ambele marchează și cel puțin 3 goluri în meci. Cu Bradley pe bancă, Swansea are șanse imense să retrogradeze. Rămân însă partidele de pe teren propriu, acolo unde gruparea galeză ar mai putea obține ceva, dar dacă nu se vor aduce schimbări acum în pauza de iarnă în ceea ce privește conducerea tehnică a echipei, problemele astea se vor fi din ce în ce mai grave. Swansea a făcut 5 meciuri la rând cu minimum 3 goluri marcate. E drept că acest zis că la un moment dat se va întrerupe, va veni și un meci mai închis, dar nu cred că va fi acum. Ambele marchează la fel și goluri multe pentru că sunt atacuri potente și din nou defensive cu probleme plus miza uriașă pe care au ambele pentru victorie. Sper că telespectatorii sunt interesați de dialogul acesta. E o chestie interesantă care cu siguranță ar fi meritat mult mai mult timp de discuție pentru că avem doi oameni care se pricep foarte bine, Sabin Pârvan și Alex Ghiurcău. E interesant că vedem meciurile similare. Asta înseamnă că e nemaipomenit în primul rând că se poate discuta la o televiziune din România despre lucrurile astea. Mesajele lor le aștept pe pagina de Facebook, o să le preiau imediat ce terminăm discuția. Mai avem așa, doar pronosticul o să vă rog băieți, Hal cu Manchester City. Sabin? Eu voi miza pe 2 goluri cel puțin marcate de Manchester City, cotă 1.60, destul de bună pentru mine în acest meci. Gol în ambele reprize, o cotă de 1.50 ne-am gândit noi. Mai Liverpool similar. Mai e Liverpool cu Stoke. Stoke o echipă bătăioasă, dar Liverpool acasă de Crăciun vrea să facă spectacol. Am ales variantele, gol în ambele reprize la o cotă de 1.50 și cel puțin 11 cornere în meci la o cotă de 1.55. Cred că și Stoke e pregătită să contribuie la spectacol, mai ales că are nevoie de puncte. Mă bucur că Sabin a remarcat acest pariu pe cornere. Este singurul pe care îl recomand. Ambele vor face cornere, dar atenție, Stoke poate ține piept lui Liverpool, chiar și pe Anfield, s-a întâmplat și în trecut. Nu va fi un meci ușor pentru Liverpool, nu spun că Liverpool nu va câștiga, dar cornere amândouă vor face și minimum 10, minimum 11 oferă o cotă bună și destul de sigură. Bun, okay. Sabin. Southampton cu Tottenham este meciul care închide runda de Boxing Day, a 18-a stagională, X pauză sau final, zicem noi, în partida ce opune defensivele clasate pe locurile 2 și 3. În Anglia două linii de apărare excelente de ambele părți. Pentru că vedem două echipe cu apărare atât de bune, cred că un singur gol va face diferența la final. Iar eu am următoarea idee. Atenție! În 5 din ultimele 6 meciuri directe, oaspeții au marcat minimum 2 goluri. Este un meci în care oaspeții cumva statistic ies la liman. Eu aș miza pe Spurs, miză mică, dar o cotă foarte bună de peste 2.50. pentru o victorie a unei echipe mai bune, zic eu. 1-0, scor final chiar 2-1, ceva strâns. Bun, cam atât despre Premier League, prieteni. Alex, o să te rog să rămâi alături de noi pentru că vreau să te mai întreb ceva în rubrica următoare. Haideți să mergem mai departe să vedem care sunt cotele la titlul în Liga 1. Pentru că tocmai s-a încheiat prima parte a sezonului din campionatul intern, am zis să vă prezentăm și cotele, să vă spunem că Steaua este din nou cotată incredibil de favorabil, ceea ce mi se pare nejustificat, 1.25 la titlu. Viitorul are o cotă de 6, Craiova o cotă de 11 și Dinamo o cotă de 16. Evident, știm cu toții care e situația în Liga 1. Oricum, play-off-ul va fi cel care va decide lucrurile. Până acolo e pauza de iarnă, în pauza de iarnă se vor întâmpla multe, însă mi se pare o cotă foarte, foarte mică, această cotă de 1.25. Alex, vreau să te întreb un lucru. Cum se vede, dacă se vede vreun pic Liga 1 din România? Din Anglia, pardon. Pentru mine se vede că îmi doresc asta neapărat. Pentru cei din jurul meu de aici nu are mare relevanță. Nu contează, nu ne observă nimeni. Dar sunt, eu știu, băgați în vreun fel în seamă tinerii români care joacă în Anglia la echipele de juniori? Să știi că am rămas surprins să citesc prin ziare destul de des despre Vlad Dragomir. Și probabil e cel mai cunoscut. Este cel mai cunoscut și Wenger chiar îl are sub atenție. Ar fi bine să-l și bage pentru că ar fi nemaipomenit pentru tânărul fundaș român.
Cred că va prinde banca foarte curând la un meci de cupă, poate ceva într-un meci în care Wenger își va putea vedea la lucru și jucătorii din de la echipa a doua. Dar în rest, să fiu sincer, nu am auzit și bun. Există și aici o tendință de a proteja cumva talentele locale. Lumea este destul de reticentă când vine vorba de copii veniți din străinătate. Da. E cumva și de înțeles, na. Alex, îți mulțumesc frumos, îți urez sărbători fericite, un Crăciun fericit și un an nou cât mai bun. Ne vom reauzi din nou în 6 ianuarie, atunci când te vom suna, pentru că este etapă, este vineri, și te vom suna din nou pentru a intra în direct. Prieteni, noi mergem mai departe și discutăm despre punturile din restul Europei. Haideți să vedem ce se întâmplă prin celelalte campionate. Sabin, trebuie să facem acum un tur prin Championship, prin celelalte ligi din Anglia. Hai să vedem care sunt meciurile alese. Ok, ne oprim pentru început în Championship, Liga a doua engleză. Brentford, Cardiff, ambele marchează o cotă de 1.74. Două pronosticuri pentru Newcastle, Sheffield Wednesday, un derby al rundei, dar între o echipă Newcastle clar superioară valoric. 2-4 goluri în meci, o cotă de 1.50. Și pauză sau final 1, cota 1.47. Bun, dă voie să-ți citești și câteva mesaje din partea telespectatorilor, pentru că, așa cum am promis de la bun început, aceasta este o emisiune interactivă și o realizăm împreună cu telespectatorii, un lucru care nu se face nicăieri în altă parte. Gabriel Lucian ne spune așa, City și Arsenal peste 2,5, Cătălin Neamțu, victoria Arsenal sau peste 2,5 goluri. Un alt telespectator, Tibi, ne scrie Frosinone, Benevento, ambele marchează, Spal, Ternana, 1 solist, Hamilton, Celtic, peste 2,5, Adanaspor, Bașechispor, nu marchează ambele, și Beşiktaş, Gaziantepspor, peste 2,5 goluri. Vom avea și noi posturi din Turcia, deocamdată suntem în continuare în Anglia, Championship, Preston, Leeds, Oasesi marchează, cota 1.41, Derby County, Birmingham, cel puțin 2 goluri în meci, la o cotă de 1.30. Derby este în revenire fulminantă cu Steve McLaren pe bancă. Aston Villa, Barton, 1 solid, cota 1.64. Huddersfield, surpriza stagiunii, Nottingham, ambele marchează, cota 2. Iar Reading, Norwich, ambele marchează la o cotă de 1.84. Reading traversează un sezon foarte bun cu Iapstam la Timonă, prima experiență a olandezului în calitate de antrenor principal. E bine, ponturi vor fi aici în emisiune în continuare destul de multe, o să vedeți că mai avem multe ponturi, dar ponturi găsiți foarte multe și pe site-ul nostru pariuri1x2.ro, acolo unde sunt analizate, detaliat și prezentate echipe probabile, jucători accidentați, variante de cote și așa mai departe, plus avem două telefoane iPhone 7 pe care le puteți câștiga, trebuie doar să vă înscrieți, să vă registrați, citiți regulamentul pe site și intrați în concurs. Zaharia Adrian ne scrie așa, Arsenal Osborne, Romici 1x3+, Chelsea, Bournemouth 1x3.5 goluri. Și de asemenea ne urează Crăciun, fericit un an nou 2017, plin de ponturi bune. Asemenea și noastră. Ei, mulțumim frumos. Noi mergem în Ligue 1, în a treilea eșalon din Anglia. Fleetwood cu Bury, 1 solid, o cotă de 1.64. Sheffield United, Oldham, din nou 1 solid, o cotă de 1.39, mai micuță. Și din National League avem Tranmere cu Macclesfield, iarăși 1 solid, dar la o cotă de 1.75. Bun. Haideți să citim ceva mai repede ce a mai rămas. Din Anglia, National League North, Flight Chorley, peste 2,5 goluri, o cotă de 1.55. Darlington, Halifax, ambele marchează, o cotă de 1.50. Și Altrincham cu United of Manchester, 1.96 pentru o cotă de pentru un pronostic 2 solist. Boston primește vizita celor de la Gainsborough și mizăm pe goluri, peste 2.5 goluri. La fel și la următoarea întâlnire, Harrogate cu Stockport, o cotă de 1.62. Și în un ultim meci din această competiție, Chelmsford cu Stockford, peste 3.5 goluri, o cotă de 2.08. Mergem și în Australia, prieteni, Newcastle joacă cu Wellington și noi mizăm pe gol în ambele reprize. Ne așteptăm la un meci spectaculos cu goluri, gol în ambele reprize, o cotă de 1.59. Adelaide United primește vizita lui Sydney și pentru o cotă de 1.68 puteți miza pe ambele marchează.
De multe ori oamenii încearcă să scrie repede ce văd pe micul ecran și câteodată reușesc, câteodată nu reușesc. Ne-a dat la un moment dat cineva o idee și o tot repet aici. Puteți să faceți poze cu telefonul ecranului și le mai, vă mai gândiți după aia, dar de asemenea ponturile le găsiți și la noi pe site, pe pariuri1x2.ro, acolo unde Sabin face niște știri așa și le pregătește. Bun, mergem în Belgia. Oostende cu Eupen, oaspeții marchează cel puțin gazdele. Două goluri. Gazdele, pardon, marchează cel puțin două goluri. Waregem cu Mechelen, 1 și cel puțin două goluri în meci, o cotă de 1.45. Westerlo, Kortrijk, ambele marchează, o cotă de 1.66. Și încă două meciuri, echipa românilor Kipciu și Nicușor Stanciu joacă la Charleroi, ambele marchează, o cotă de 1.72. Apoi Club Bruges-Muscron. Gazdele marchează 3+, deci este greșeală, nu 4+, ne asum greșeala. Da. Deci cel puțin 3 goluri marcate de Club Bruges, pariu care are o cotă de 2.10. Mai avem câteva ponturi din Irlanda de Nord. Da. Și acolo e Boxing Day, e Linfield, Glentoran, Belfast, cel puțin 3 goluri în meci, o cotă de 1.50. Și Cliftonville cu Crusaders, ambele marchează o cotă de 1.66. Trei sugestii și din Turcia. Adana Spor cu Başakşehir, peste două goluri cu handicap asiatic, da, la o cotă de 1.40. Kayseri cu Karabuk, peste 1.5 goluri de această dată, cota e aceeași, 1.40. Și Galatasaray Victorie, cota 1.45. Încheiem rubricuța noastră de alte ponturi din fotbal cu pronosticuri din Scoția, Liga 1, Rangers Inverness 1 și gazdele marchează primele în meci, o cotă de 1.56. Hearts cu Kilmarnock sub 3.5 goluri, o cotă de 1.45. Și de migile inferioare scoțiene, Annan cu Berwick, unul solist, și Hibernian cu Raith Rovers, tot unul solist, la o cotă de 1.37. Excepțional! Hai să mergem acum mai departe și către celelalte sporturi, să vedem de unde mai putem scoate câteva ponturi. Avem un turneu demonstrativ la Abu Dhabi și Nadal joacă cu Berdic. Noi mizăm pe Berdic la o cotă de 2.50. Avem ponturi inclusiv din UFC, acolo unde Amanda Nunes joacă cu Ronda Rusi și noi mizăm pe Ronda la o cotă de 1.67. De asemenea, un alt pariu la 2.10 câștigă în primele două runde. În NBA, rubrica, adică, eu știu, sportul probabil cel mai așteptat în ultima vreme la emisiunea noastră, avem Memphis Grizzlies cu Houston Rockets. Oaspeții marchează cel puțin 104 puncte, peste 103.5, adică o cotă de 1.84. Phoenix Suns, Philadelphia 1 la o cotă de 1.46 și încă două meciuri, Detroit contra celor de la Golden State Warriors. Victoria oaspeților cu cel puțin 3 puncte diferență, o cotă de 1.49, respectiv Utah Jazz cu Toronto Raptors sub 208.5 puncte, o cotă de 1.42. Și pentru că ne pregătim de weekend, am zis să vă prezentăm și un bilețel. Haideți să vedem la o cotă de 4.56, dacă o fi interesant, poate câștigăm ceva bonus cu el. Sabin, hai să vedem biletul. Ok, doar pe Anglia pariem pe bilețelul nostru. Manchester United, Sunderland, 1 solid. Cota e 1.23, dar cine dorește poate ridica puțin cotația pariind cu handicap sau varianta lui Alexander nu marchează. Leicester cu Everton, ambele marchează, o cotă de 1.64. Aceeași cotă avem și pentru pariul Aston Villa, Barton, 1 solid. Iar la Liverpool cu Stoke, cum am discutat, pariem și pe cornere, peste 9.5 cornere în meci la o cotă de 1.38. Punem cele 4 variante pe bilet, mai lucrăm puțin la el, mai scoatem, mai adăugăm ponturi fiecare cum dorește, dar varianta noastră are o cotă finală de 4.56. Bun, cam așa se termină anul pentru noi, cu un bilet frumos, un bilet câștigător, sper eu. Dar chiar dacă emisiunea va lua o mică vacanță acum până pe 6 ianuarie, site-ul pariuri1x2.ro va face treaba în locul nostru, adică acolo veți găsi ponturile noastre, ale mele, ale Sabin, știrile pe care le prezentăm zi de zi. Și
Toate aceste informații le veți avea la dispoziție pe site. Prieteni, nu pot să închei fără să vă mulțumesc în primul rând, înainte de a vă ura sărbători fericite, pentru că dumneavoastră ați fost alături de noi, ați oferit mesaje, ați oferit ponturi și vă suntem profund recunoscători. Suntem Dan Bîra și Sabin Pârvan, vă urăm un Crăciun fericit, la mulți ani și, bineînțeles, și baftă la pariuri!